În cadrul videoconferinței a comandamentului de iarnă organizată de guvern, vicepremierul Gabriel Oprea a vrut să verifice înaintea instituirii codului portocaliu de Nisor și Viscol disponibilul de forțe și mijloace prevăzute în planurile de intervenție. Vicepremierul a cerut tuturor autorităților din toate județele care se află sub cod galben și portocaliu să ia măsuri permanente pentru informarea populației. Avertizările se pot înrăutăci de la o oră la alta și pentru a ști ce urmează, acordați toată atenția informărilor în timp real pentru evoluția vremii. Vreau de asemenea să faceți ca această informare să ajungă la întreaga populație. Pentru zonele aflate sub avertizare, spuneți-le oamenilor să fie pregătiți pentru ninsoare și viscol. Recomandați-le să evită deplasările în acest weekend, iar dacă este necesară deplasarea, să se asigure că și-au echipat mașina corespunzător. În cadrul videoconferinței a luat cuvântul și un reprezentant al Administrației Naționale de Meteorologie, care a declarat că vântul va sufla cu peste 70 de kilometri pe oră, iar sâmbătă și duminică starea vremii ar putea să se înrăutățească. Județele Cod Portocaliu, Giurgiu, Călăraș, Ialomița, Buzău, Brăila, Ilfov, inclusiv București, este emis în primul rând pentru vânt, viteze de vânt peste 75 de km 80 pe oră și chiar dacă stratul în prima fază de zăpadă va fi mai mic decât în grupul celălalt de județ. Nu excludem de asemenea posibilitatea ca, în cazul în care se vor depăși 50 de centimetri pe metru pătrat în 24 de ore, să apară și codul roșii no-casting în prima fază pentru a respecta parametrii stabiliți foarte clar cu aceste coduri. Prefectul Nina Carmen Crișu a dat asigurări că județul Giurgiu este foarte bine pregătit în ceea ce privește stocul de materiale și utilaje necesare de zăpezirii. Și noi am avut ieri o ședință a Comitetului pentru Situații de Urgență, ne-am luat toate măsurile, toți bolnavii sunt deja aduși. Am vorbit și cu partenerii bulgari pentru pod, dacă va fi nevoie, deci avem toate contactele și cu ei. Să sperăm că nu vor fi probleme. De asemenea, în cadrul comandamentului de urgență s-a instituit serviciul de permanență la autoritățile publice locale și s-a constituit sistemul de salvare cu prioritate a persoanelor aflate în dificultate.